Sfârșit de săptămână la înălțime și la propriu și la figurat pentru cei mai buni schiori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara. 18 jandarmi s-au așezat la linia de start a competiției de schi, care în acest an a fost organizată în stațiunea montană Râușor. La sfârșitul săptămânii trecute, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și Direcția pentru Sport și Tineret Hunedoara au organizat cea de-a noua ediție a Cupei Jandarmeriei la schi, o competiție devenită deja tradițională, la care au participat 18 jandarmi hunedoreni. Ca de obicei, a fost o competiție destul de strânsă în care s-au evidențiat cei mai buni schiori care fac parte din structurile jandarmeriei montane din județul Hunedoara. Trebuie să reamintim faptul că la nivelul Inspectoratului de Jandarmerie de San Hunedoara sunt 7 posturi montane, fiind una dintre cele mai vaste structuri montane de la nivel național. Concursul a constat într-o probă de slalom ce s-a desfășurat pe un traseu cu o lungime de aproximativ 300 de metri. În acest an, toți participanții au dovedit că sunt mult mai bine pregătiți comparativ cu anii precedenți, astfel că la finalul concursului cei mai buni schiori au fost răsplătiți cu diplome, cupe, iar cele mai bune 3 echipe au primit și aparate de fotografiat. Pe locul întâi, la categoria de vârstă sub 31 de ani, s-a clasat locotenentul Sergiu Goia, pe locul secund plutonierul Alin Mocanu, iar pe locul 3 plutonierul Silviu Negru. La categoria peste 31 de ani, plutonierul Fănica Vădanei Tetilianu, după 2 ani de absență, a obținut primul loc, locul secund fiind ocupat de plutonierul Sorin Moldovan, iar cea de-a treia treaptă a podiumului a fost ocupată de plutonierul Cristian Cernăianu.